Mă numesc Gurel Rădulescu, sunt director de relații publice la Coca-Cola Hellenic. Mă ocup de România și Republica Moldova și, de asemenea, reprezint Coca-Cola Hellenic în organizațiile industriale de la Bruxelles. Deci, s-ar putea spune că sunt pe o culme a carierei, firește că aștept și alte dezvoltări. Nu este finalizată, nu este ultima culme pe care ajung. Ce să spun? Din retrospectiv, cred că în ceea ce am îndeplinit până acum, hobby-urile mele, plăcerile mele, pasiunile mele și-au spus cuvântul asupra performanței mele profesionale. O să încep cu un mic amănunt. Este cunoscut doar de către prietenii mei. Eu am ascultat multă vreme posturi de radio străine. Asta înainte de 1989, când era dificil să asculți așa ceva. Și am citit și destul de multe ziare străine, tot înainte de 1989, printr-o conjunctură favorabilă. Asta mi-a marcat entuziasmul, pasiunile, hobby-urile. Asta mi-a plăcut mie, politica internațională. Și realitatea este că atunci când am terminat facultatea, ca și inginer electrotehnist, nu am avut foarte mult entuziasm pentru acest job. Da, era frumos, era pe șantier, era un pic de tabără, era așa foarte tinerește, dar nu era mare performanță. Și atunci când în 1990 a apărut un post la un ziar, la cel mai mare ziar din vremea aceea, un post de ziarist de politică internațională, am aplicat. Și am intrat ușor. Mai mult decât atâta, vreau să vă spun că întâmplător îl cunoșteam pe șeful respectivei publicații și m-am dus la el o zi înainte de a fi concursul propriu-zis, pe credința foarte înrădăcinată la vremea respectivă că o pilă sau o discuție prealabilă mă va ajuta să câștig. Și omul ăla mi-a spus următorul lucru: dacă te cunosc, s-ar putea să fii bun, dar va trebui să treci prin concurs. Pentru că va trebui să faci față unor încercări și unor teste deosebit de grele ca și profesionist. Și dacă nu treci prin concurs, te voi da afară. Și trebuie să treci prin concurs pentru că altfel nu vei avea succes. Și va fi un concurs corect. Și am fost uimit să aflu pentru prima oară că nu e neapărat nevoie de o pilă pentru a accede la o poziție. Vreau să spun că ulterior mi-a prins bine pentru că au fost situații în care eram pe muchie de cuțit din punct de vedere profesional, dar le-am depășit, pur și simplu datorită efortului meu personal de a depăși respectivele situații. Ceea ce s-a întâmplat însă ulterior accesului meu în meseria de ziarist este că am studiat. Am studiat științe politice, am studiat relații internaționale și mi-am făcut un network de prieteni, de oameni cu care să pot discuta, de oameni cu care să pot avea un schimb de idei. Și asta m-a ajutat foarte mult, pe de o parte, pentru dezvoltarea mea personală, deși e o dezvoltare organică, e o dezvoltare naturală, nu este ceva neapărat planificat. Și mi-a îmbogățit mie, ca și ziarist, capacitatea de a evalua evenimentele la care asist. Nu mai preluam pur și simplu o știre de pe agenție, dădeam un titlu mai interesant și, în sfârșit, apărea în ziar. O trecem prin filtrul gândirii. Foarte important. Cultura generală, hobby-urile, pasiunile te ajută inclusiv în ceea ce faci tu. Realitatea este că, datorită acestui interes de a face networking, de a face networking cu cei care sunt interesați pentru mine, nu neapărat de dragul networking-ului, de a avea relații, de a avea o agendă cu 500, cu 1000, cu 5000 de oameni. De a avea o agendă în care sunt oameni importanți și relevanți pentru tine. Ulterior, drumul meu în viață a fost relativ ușor. Deci, de exemplu, în 1996-97, cunoscând oameni din domeniul economic, din domeniul diplomatic, la un moment dat am fost invitat: schimbă-ți cariera. Și eu chiar voiam să-mi schimb cariera. Am devenit director de relații publice la o firmă românească, la o mare firmă românească. Care? Ana Group. Am lucrat cu domnul Copos o vreme. Foarte Și interesantă înainte, experiență. care era ziarul? Adevărul. Deci pe vremea când am lucrat eu la Adevărul, Adevărul era cel mai mare ziar din România. Și departamentul de politică externă era un departament important. Și chiar era citit respectiva pagină, era foarte citită.
După aceea am lucrat o vreme la domnul Copos, dar mi-am păstrat legăturile. Mi-am păstrat legăturile cu cei care lucrau în integrare europeană, cu niște colegi care lucrau la delegația Comisiei Europene în România. Și chiar îmi plăcea domeniul, îmi plăcea ideea de integrare europeană, îmi plăcea să studiez instituțiile europene, iar ca ziarist mi-a plăcut să scriu articole despre acest subiect. Și s-a întâmplat că atunci când am avut nevoie de cineva să-mi spună, da, de ce nu aplici pentru poziția respectivă? Ai putea să aplici. Foarte tare. Eu nici nu mă gândeam că, mă rog, poziția respectivă e chiar atât de deschisă. Dar realitatea este că oamenii chiar aveau nevoie de cineva care să facă treaba acolo. Și era un anunț mare în ziar, pe jumătate de pagină, deci chiar aveau nevoie de candidați. Și am aplicat, am intrat și acolo, sigur, a fost lucru într-o mare birocrație, cea mai mare birocrație europeană. O birocrație foarte eficientă, de altfel, și care, pe vremea aia, avea o mare influență asupra deciziilor politice din România. Fascinant lucru acolo. Dar tot așa, a fost o îmbinare foarte fericită între hobby, network, și plăcerea, pasiunea mea de a face anumite lucruri. Iar ulterior, întâlnindu-mă din întâmplare cu un prieten care voia să ajute pe cei de la Coca-Cola Hellenic să găsească o persoană potrivită pentru poziția în care sunt eu acum, tot așa mi-a spus, dar de ce nu aplici? Ne-am întâlnit întâmplător, într-un supermarket. Și mi-a zis, bine, ok, hai că aplic. Și așa am ajuns la Coca-Cola Hellenic. Deci voiam challenge, voiam schimbare și voiam lucruri pe care nu le-am mai făcuse. La un moment dat, oricât ar fi de plăcut să stai într-o poziție, să faci același lucru pe care l-ai făcut și ieri, poate e bine să faci și ceva mai deosebit a doua zi. Să fii scos din, să spun, din modul tău de a face lucrurile în mod obișnuit. Să fii scos din zona de confort. Exact. Și bineînțeles, aici a fost o maturizare în pas alert, pentru că nu mai eram nici domnul ziarist, nu mai eram nici domnul diplomat. Aici trebuia să iau de la zero. Trebuia să dovedesc ce pot să fac în economia de piață. Și a fost un șoc. Colegii m-au apreciat abia după 3-4 ani, când am dovedit ce am făcut. Și după aceea lucrurile au mers relativ ușor. Și ce să spun, eu am avut ambiția în permanență să strălucesc. Deci când am avut un proiect, am vrut, domne, lasă o urmă, strălucește. Bagă-te puțin în față, cum ar spune în engleză, shine, leave a trace. E important. Pentru că atunci te vede lumea și atunci simți și tu împlinire. Să fii în mijlocul oamenilor acolo. Câteva secunde să fie totul ațintit asupra ta. Și ce să spun, așa s-au întâmplat lucrurile. Treptat au mers aproape de la sine. Și acum, sigur, am un job, am mai multe joburi, de fapt, care sunt într-un fel sau altul complementare. Dar nu mi-am abandonat pasiunea de a face lucruri noi, de a descoperi lucruri noi și de a descoperi oameni noi. Pentru că de aici vin ideile, din lateral, din gândirea laterală. Exact. Dar altfel te blochezi în rutine. E foarte ușor să discuți numai cu colegii. Dar să aduci lucruri noi din afară, să vezi ce fac alții și să schimbi, în primul rând, pe tine și pe cei din organizație, asta e colosal. Dă-ne niște sfaturi, mai ales pentru cei care vor acum inspirație, caută să găsească soluții de cum să evolueze mai repede, mai bine în viața lor profesională. Cred că un mare factor de succes este curiozitatea. Dacă ești curios, dacă ești inovativ și odată ce știi ce-ți place, dacă ești un pic tenace, dacă vrei să-ți urmărești pasiunile tale, alea care sunt, oricare fi, îți place politica, așa cum e cazul meu, urmărește politica. Îți place muzica, urmărește muzica. Pasiunile tale te vor duce în locurile unde ai succes. Deci dacă îți urmărești pasiunile, dacă îți plac oamenii și oamenii din jurul tău cu care poți gândi, cu care poți avea o comunicare, cu siguranță că viața te va duce acolo unde îți place ție, chiar inconștient, fără să ai neapărat un plan. Altele? E bine să și planifici puțin. Asta e cel mai... E bine să și planifici puțin, odată ce știi ce-ți place, e bine să planifici puțin, să mai faci o bifă acolo în fiecare zi, dar nu trebuie să fii neapărat un sclav al planului. Pentru că s-ar putea pe parcurs să constați că planul trebuie îmbunătățit. Mm-hmm. Sau chiar schimbat. Mai am două întrebări. Citești cărți? Da, destul de mult. Care este cartea ta favorită? Cartea mea favorită,
am descoperit acum literatura science fiction, de ficțiune. Am două cărți, sau poate chiar mai multe, pe Neil Gaiman l-am descoperit. Este o lume de ficțiune în care realitatea este pusă în față în față cu lumea fantastică. Personajele migrează în permanență între lumea reală, destul de tranzacțională de foarte multe ori, și lumea fantastică, lumea sentimentelor. O lume unde, însă, oamenii își respectă cuvintele și sentimentele fără niciun fel de drept de apel. Și interacțiunea asta între lumea fantastică și lumea reală e nemaipomenită pentru cei care trăiesc între două lumi. Pentru cei care trăiesc numai în lumea reală, numai în lumea tranzacțională, e un univers destul de sărac. Și a doua întrebare. Îți vine în minte vreun moment în cariera ta în care etica a jucat un rol foarte important, în care ai ales the hard way în loc să-l alegi pe the easy way, doar pentru că ți s-a părut că este mai etic și este mai bine pentru tine să mergi pe direcția aceea? Tot timpul există tentații de a merge pe partea ușoară și sigur, asta poate să devină și un mod de viață pentru unii. Realitatea este că dacă respecti fundamentalele, adică ceea ce este etic, până la urmă, după câteva zile, dormi mai bine noaptea, ești în confort cu tine și cu prietenii tăi, cu cei pe care ți-ai ales, se presupune, cu aceleași valori, cu ale tale. Și, în final, nici nu prea trebuie să faci compromisuri. Și un cuvânt de încheiere? Le doresc mare, mare pasiune și fericire tuturor celor care te văd. Mugurel, mulțumim mult de tot. Plăcere.